salut din Australia! Bine v-am regăsit după o pauză lungă, prea lungă. Din păcate, viața nu ține întotdeauna cont de planurile noastre. Vă mulțumim că ați rămas cu noi și sperăm să vă avem alături în aventurile ce vor urma. Aici ne propunem să parcurgem aproximativ 40.000 de kilometri în ceva mai mult de 120 de zile. Vrem să facem conturul Australiei, dar să explorăm și centrul arid și roșu al continentului. Australienii numesc acest traseu The Big Loop, tura cea mare, și mulți dintre ei vor să experimenteze acest lucru măcar o dată în viață. Inițial, am vrut să-l avem alături de noi pe Vănel în această aventură. S-a dovedit însă imposibil din punct de vedere logistic, costurile ar fi fost mult prea mari și Vănel merge doar pe șosea. Comerțul cu China face ca întoarcerea pe un vapor cargo să trebuiască planificată cu mult timp înainte, timp pe care noi nu l-am avut la dispoziție. În Australia, șoselele din zonele populate sunt asfaltate și aproape de perfecțiune, pe când cele din regiunile izolate sunt niște cărări care ar face cele mai proaste drumuri din România să arate bine. Australienii sunt asumați în ceea ce privește calitatea drumurilor. Își cumpără mașini mari, 4x4, și care după ei echipamente de recuperare și câte două roți de rezervă. Prin urmare, am optat și noi pentru o mașină 4x4. Dar acum îl las pe Ionuț să vă povestească mai multe despre aceasta. Salut! Eu sunt Ionuț și până acum în acest vlog am filmat și am participat la montaj. În ceea ce privește căsuța noastră pe roți din Australia, a doua opțiune a fost să închiriem un 4x4 de aici. Dar având în vedere durata șederii noastre și numărul de kilometri, aceasta s-a dovedit foarte costisitoare. În plus, multe dintre companiile de închiriere te descurajează să ieși de pe drumul asfaltat prin politica de asigurări. Din aceste considerente, am decis să cumpărăm și să sperăm că diferența de preț este mai mică față de costul închirierii. Am ajuns în Australia în plină criză a semiconductorilor. Prin urmare, mașinile noi lipsesc de pe piață, făcându-le pe cele la mâna a doua mult mai scumpe. Bugetul nostru gândit la București pentru mașină s-a dublat, pentru că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. După o săptămână de căutări, 10 ore pe zi, am tras linie pe dedesubt și am cumpărat acest Mitsubishi Pajero din 2014 cu 119.000 de kilometri la bord, 3,2 turbo diesel, 200 de cai și un cuplu motor generos. Are o cutie automată cu 5 trepte plus mers înapoi, un sistem de 4x4 cu reductor și cu diferențial blocabil spate. Australienii nu îl consideră cea mai capabilă mașină off-road, dar noi nu dorim să-i atingem limitele. Birocrația aferentă cumpărării mașinii a fost floarea la ureche. Cum ne-au spus australienii, too easy, mate. Am mers cu pașaportul la un ghișeu de servicii al statului New South Wales, unde ne-au deschis un cont în care totul se derulează online. Putem înregistra anual mașina, putem plăti impozitele și putem beneficia de foarte multe servicii de care noi, ca turiști, nu avem nevoie. Mașina avea 7 locuri, din care noi am scos 5, am obținut un spațiu de depozitare imens. Australienii aranjează totul în cutii, așa am făcut și noi. Pentru a transforma Pajero într-o veritabilă căsuță pe roți, în primul rând trebuia echipat cu un loc de dormit. Cea mai ieftină opțiune a fost un cort chinezesc de acoperiș, o variantă simplificată a celor pe care le întâlnim în Europa, la o fracțiune de preț.
Ta-da! Dormitorul este gata! Accesul în cort se face cu ajutorul unei scări telescopice. Ce se montează la intrarea în cort? Este loc suficient pentru două persoane, are o saltea din burete foarte confortabilă și aerisiri, astfel încât briza să intre seara și să nu te coci. Un mare avantaj al acestui cort este că se poate strânge, se poate închide cu scara, așternuturile și multe haine depozitate aici. Scara noastră are șosetuțe. Să nu ducem chiar tot nisipul sus în cort. Unul dintre cele mai importante lucruri este frigiderul. Avem un frigider Engel de 32 de litri. Probabil că acesta are 20 sau 30 de ani vechime. Îmi aduce aminte de framul bunicii. A fost revopsit cel puțin o dată, dar funcționează destul de bine. Ca 90% din lucrurile de aici, acesta este decăpătat. Se alimentează de la 3 baterii de 100 de ampere-oră, plumb acid, destul de obosite. Tot aici avem și o lădiță frigorifică în care ținem fructele și legumele proaspete. Și o geantă frigorifică în care, imediat, avem pâine. Acestea sunt pasive, nu sunt răcite. Tot în spate, în zona bucătăriei, avem și ustensilele de bucătărie, linguri, furculițe, paharele, tigăi, castroane. Asta în prima ladă, care este mai ușor accesibilă și la care umblăm tot timpul. Iar sub ea este o ladă plină de mâncare. Conserve, orez, paste, sosuri. Da. Cămara. Primele lăzi arătau așa. Acestea au explodat efectiv în momentul în care am sărit primul pârâu. Avem aproximativ 40 de litri de apă de spălat aici. Și aici, la picioarele mele. Și 30-40 de litri de apă de băut. Deasupra avem lada cu prosoape și cosmetice. Dedesubt, hainele. O ladă plină cu electronice, laptop, dronă, o grămadă de baterii, încărcătoare, luminițe. Jos, eu nu știe cel mai bine, este echipament de recuperare, șurubelnițe, spray-uri diverse, lucruri tehnice. Iar aici, ce puteau să aibă cafegii cu ei? O pungă plină de boabe de cafea. Dacă vi se pare dezordine, este. Și asta ne afectează, pentru că nu ne găsim întotdeauna lucrurile, dar asta este viața noastră pe drum. Gătim la un aragaz cu două ochiuri marca Coleman, de care suntem foarte mulțumiți, alimentat de o butelie de 2 litri. Ne ține cam 2-3 săptămâni de gătit intens. A spune eu. Și ne relaxăm pe două scaune de camping.
Dar să vă spunem de unde filmăm acest vlog. Suntem pe insula Fraser, cea mai mare insulă de nisip din lume înscrisă în patrimoniul UNESCO, cu o lungime de 128 de kilometri. Nu este însă doar o fâșie lungă de nisip, este un adevărat paradis tropical, presărat cu păduri și lacuri cristaline. Insula Fraser s-a format acum milioane de ani din nisipul adus de curenți și depozitat de-a lungul coastei australiene. Aici întâlnim plaje, dune de nisip, păduri tropicale, păduri cu eucalipți și în interior o multitudine de lacuri cu apă dulce. Cel mai spectaculos este lacul Mackenzie. Accesul pe insulă se face cu feribotul din Inskimp Point sau din Harvey Bay. Noi am plecat din Inskimp Point, călătoria durează 10-15 minute și am ajuns pe partea de est a insulei, pe plaja 75 Miles, care este o adevărată autostradă 4x4. În Fraser întâlnim o populație mare de dingo cu cea mai pură genetică din Australia. Nu sunt agresivi, dar trebuie avut grijă pentru că știu să vâneze în haită. Suntem aici alături de prietenul nostru Mihnea și familia acestuia, care ne-au ajutat enorm și fără de care această excursie nu ar fi avut loc. Vrem să le mulțumim din suflet pe această cale. Povestea o vom continua în episoadele următoare, explorând frumusețile Australiei.